A început să plouă și nu este nicio panică pentru că ne-am luat multe pungi la noi. Toate device-urile au câte o pungă. Am văzut fluturile 88 care este în pericol de extinție, pe cale de dispariție. Ușor, ușor o luăm pe urmele lui Darwin. Căutăm în fluturi și gândaci. Uite altul. Păianșel, pare. Da. Semnele insectelor. M-au făcut chiar o inimă aici, puțin. Și aici. Da. Uite și maimuța. Unde? Uite. Da. Uite alta, sus. Aha, sare. Da. Ascunde ochelari. A găsit un fruct. Cât a fost roiul. Cât de bine, am prins toate viewpoint-urile libere. Deci nu trebuie neapărat să te trezești la 8 dimineața, disperat să ajungi la cascadă. Noi am ajuns pe la ora 2 și 3 ore ți ajung să te plimbi, să te uiți. Te poți bucura pentru că nu sunt foarte mulți oameni și poți să faci fotografii, să stai relax pe Instagram, pe Facebook, să postezi, să primești like-uri.
Coborâm spre gâtul dracului. În spaniolă, garganta de diablo. Și în engleză, devil's throat. Coborâm ușor spre în gâtul dracului. A, aici te înghite, cum ar veni. Din cauza că au fost multe ploi pe partea din Argentina, nu se poate vedea acest gât, nu se poate intra în el. Din cauza că s-a rupt pasarela și ca să o refacă durează foarte mult timp. Ei se așteaptă să o deschidă în câteva zile, dar e destul de complicat. Din decembrie este închis. Ora 3:33, am ajuns nu în Argentina, cum ne-au spus acum 43 de minute, suntem tot în Brazilia. Nu se aruncă monede sau monezi în acest loc. Poți să te îndeplinești visele fără să dăunezi naturii.
Ai făcut ciuciulete? Hai, dă-o repede ca să nu te... Hai că nu te-ai udat așa rău. Asta nu mai fac live. Live.
poate lua liftul și alt view. View ca în Argentina. Federico Engel, 1916. De ziua mea, 25 aprilie. Ha, 25 aprilie, chiar. Și să mai rupim o poate acolo. Traseu complet. Pe aici se poate lua busul și mai există un restaurant cu view. Wi-Fi, în caz că ești disperat. Aia ruptă. N-au făcut-o. N-au făcut-o. Partea din Argentina. De unde se poate vedea Devil's Throat. Na, e greu să o fac. Nu vezi că e ruptă total. Ia să vedem cum arată. Interzis să dai la pește. A, da. Schema finală. Bosul te lasă direct la shop. Șosete, rochi, tricouri. Câini, pahare. Și animaluțele. Din pluș. Până și fotografii. Hai să vedem de curiozitate cât ar costa acest obiect foarte drăguț. Cât? Și-a peste 69 de reali. Cam așa ceva. What the fuck? Da, dar este artizanat din regiune. Și asta 900, 1000 de lei. Care are 68 de ani, de face. Asta e 1000 și ceva de lei, asta cât e? 1500 de lei. 1500 de lei.
A venit busul cu 5 leuți. Nu mai puțin de 5 lei. 4,50 lei. Cât de bine că am prins o bucătărie. Gătim tilapia cu roșii și cu usturoi. Și bineînțeles cu ulei de măsline. Ne-am instalat haine curate. Problema e că nu prea stoarce mașina să de mână. Cât de bine că avem și mașina de spălat. Acest video este pentru Adrian Ștefan 8666.